Vedeți? Asta e electromotorul, sper să mă țină și ăsta. Bată-l când m-a ținut ăla. Putate dumne ca pedal! Nu pornea dar! Bă, vă spun sincer, atât m-am chinuit la coaș, am crezut că mor, mă. Am crezut că mor. Atât am chinuit. Salutare, prieteni! După cum ați văzut, în pădure, când am făcut motocicleta, tădădeam la pedală și mă chinuiem, că de 20. Mă, băieți, atât am dat la pedală, până și cizmele le-am rupt. Ia uitați-vă voi aici. Astăzi o să vă arăt cum să scoate electromotorul și să pune la loc la un KTM 300XC din 2019. Tare, tare m-am chinuit, vă spun sincer, să scot electromotorul ia de aici. De aici, de desubt, e un loc foarte, foarte strâmt. În primul și în primul rând, ca să scoți electromotorul afară, nu trebuie să scoți neapărat motorul afară din cadru. Eu am dat jos radiatoarele, am dat jos furtunele de la apă, am desfăcut aici bujia, asta am pus-o numai provizoriu că plouă. Trebuie neapărat bujia scos afară, trebuie desfăcut șurubele de la motor, am scos axul ăsta din spate, după cum bine vedeți, de la basculă. Înțelegeți voi? Și tare, tare m-am chinuit. Hai că vă explic despre ce e vorba. După ce am desfăcut aici șurubele de la electromotor, vedeți? Și am vrut să-l scot afară. Am ridicat cu lemnul ăsta, cu coada asta de lopată, am băgat în loc de rangă, că n-am avut rangă. Am ridicat motorul sus. Și am desfăcut șurubele, mă, și numai nu vreau să iasă electromotor afară. La un moment dat am crezut că capacul ăsta trebuie să-l dau jos, capacul ăsta mare de la ambreiaj. Bă, și atât am chinuit, nu, că trebuie dar jos, că trebuie. Până la urmă, l-am sunat pe Darius, pe Bărbos, și el mi-o... Am sunat pe mai mulți până l-am sunat pe Darius, că nu-a răspuns din prima la telefon. Și ei tăți mi-au zis, bă, dă capacul ăsta jos, sau scate motorul din cadru. Dar mă, nu e adevărat. Haide să vă arăt ce trebuie făcut. După ce ați desfăcut tot electromotorul din partea asta, mergeți în partea aia altă către aprindere. Ia uitați aici. Da? Da jos capacul de la aprindere. Stai să-l pot da jos. Așa. Bun. Fii atent. Și să vă arăt aici care e treaba. Vedeți? Aici vine electromotorul băgat. Nu, fii atent. Aici vine bucșa asta. Până nu scoateți voi bucșa asta de aluminiu. O vedeți? Până nu scoateți asta afară de aici, păi nu puteți scoate afară electromotorul. Ia. Vedeți? Bușa asta de aluminiu. Și asta vine prins acolo cu un șurubel. Vezi? Ia aici ne vine. Desfaceți odată astea două șurube de aici. Le desfaceți. Scoateți bușa afară și apoi iese electromotorul. Ați înțeles? Că altfel n-aveți șanse. Vă spun sincer, nu aveți șanse să scoateți electromotorul. Nu. Cam asta e manevra de... de scos electromotorul. Asta e toată jmecheria. Și dacă nu o știți, vă apucați și desfaceți până aia la altă parte și nu mai vă chinuiți. Da. Haideți să vă arăt și electromotorul cum îmi arată. Ăsta vechi. Ia uitați-vă. Uite cum arată statorul. Ni s-a desfăcut ni s-a desfăcut de pe stator. Vedeți voi? Ni s-a dezlipit magnețul. Ia uitați. Nu mai e ce face cu și perile, ia-s gata de el. Am crezut că am noroc și schimb numai perile, dar din păcate am fost și mi-am cumpărat în Baia Mare, am apucat că astăzi sâmbătă, am apucat să-mi cumpăr un electromotor
și montez electromotorul ăsta nou. Vedeți? Ăsta e electromotorul, sper să mă țină și ăsta. Bată-l când m-a ținut ălalalt. Na. Eu îmi pune și l-am montat sus și am vedea cum pornește după aia. Deci, exact cum l-am desfăcut. Dar nu puteți aici singur, trebuie să vină cineva să vă ridice cu de liver sau de asta cu sau de par, ce aveți. Înțelegeți? Să ridicați motorul în sus. Na. Deci, sper că vă fost de ajutor videoclipul ăsta și na. Sper că să vă ajute și pe voi. Mulțumesc pentru vizualizare și nu uitați să dați un like și un subscribe care nu v-ați abonat. Bă, băieți, am rezolvat problema cu motorul. L-am pornit. Dar încă n-am făcut el. Am strâns toate furtunile de ele, apă și tot ce a trebuit. Mă duc să fac o tură cu el. Nu m-am îmbrăcat în echipa mea, mi-a luat numai, iată, după cum vedeți, cizmele și genunchiarele. Și mă duc să fac o tură. Mă duc să fac o tură cu el, că no, dacă a trebuit să mă dau cu băieții, să nu arunce apa pe undeva. Poate n-am strâns un furtun, poate n-am făcut ceva bine. Înțelegeți voi cum stă treaba. No. Mă duc și fac o tură și dacă tot e în regulă, da, mă, apropo, hai să vă arăt, mă, cum pornește, mă. Hai, băie, să vă arăt cum pornește un TPI, mă. Uitați, vedeți butonul. Ia! Bă! Dai un ban, dar stai în față, mă. Întotdeauna o fă vorba aia. Bă, vă spun sincer, atâta m-am chinuit la coaș, am crezut că mor, mă. Am crezut că mor. Atât am chinuit. E rău să-ți pornească la pedală. Nu, la pedală pornește. Ha? Care mai încolo. Da? Du-te jos și... Este de-aia patinia pe la... Nu!